Bun găsit tuturor, cu imagini de pe stadionul orășenesc, acolo unde acest Mioveni întâlnește pe Hermannstadt în penultima confruntare a acestei etape a 16-a, prima a returului. Bună această intercepție a lui Oancea. Oancea se duce spre poartă, șutul său cu piciorul stâng. Prima fază notabilă de la această minge. Iarăși Răuțe s-a complicat, ia două oară în acest meci. Însă până la Oroian n-a fost, până la Biceanu n-a fost grozavă. Să vedem această fază cu un șut. Oh, ce gol! Ce execuția lui Paraschiv. Paraschiv a stat la pândă și minutul 53 reușește să deschidă scorul. Iarăși este al 8-lea gol marcat de acest fotbalist. Trage foarte bine, fără să ezite. L-a ridicat instantaneu pe Moldărășanu de pe scaun. Două goluri în luna octombrie, reușește în chiar ultima zi acestei luni să mai înscrie o dată. Foarte bine se desprinde acolo, reușește să tragă și face un pic de loc și păstrează viteza și trage excelent cu piciorul stâng de lângă Ene, omul care a intrat după ce s-a accentat scarlatache. Dar aici e, cred, o problemă în șut, o minge pe care o reține portarul Iustin Popescu. Din scurt își face loc mingea, ajunge la Oroian, care centrează lovitură de cap excepțională. Un gol care vine de la Stoica. Stoica marchează pentru 2-0. Capitanul lui Hermannstadt, echipă din Sibiu, se află și în plină competiție de basket. La basket stau foarte bine. Foarte bună reluarea cu capul. Sprintează noul intrat, Petrescu, o centrare pe jos. Minge care a ajuns la Minos și aici o nouă paradă. Acțiune care a curs foarte bine. Mingea a trecut de Mino și ajunge acolo pe flancul stâng. Un șut al lui Oroian.